Sibiul a înregistrat un record absolut. Joi s-au înregistrat peste 1200 de cazuri noi de coronavirus, acesta fiind cel mai mare număr de la începutul pandemiei. 6 persoane infectate au murit în ultimele 24 de ore, iar incidența continuă să crească în aproape toate localitățile. Sibienii au înroșit linia telefonică de la ambulanță pentru solicitări de testare împotriva COVID-19. Angajații Serviciului Județean Sibiu spun că nu mai fac față cererilor. Miercuri au fost peste 330 de solicitări, iar numărul continuă să crească. Majorarea taxelor din piețele sibiene s-a transformat în cel mai discutat proiect la ședința de Consiliul Local de joi. Proiectul a fost în pericol de a fi scos de pe ordinea de zi. Directorul pieței SA, Teodor Birț, a explicat faptul că majorarea prețurilor la gaz, electricitate, salubrizare este unul dintre motivele necesității unor tarife majorate. Acesta i-a convins totuși pe consilier să aprobe proiectul după mai bine de o oră de dezbateri. Traficul din zona centrului comercial Șelimbă este din ce în ce mai aglomerat. Administrația locală a comunei are un plan pentru ca cei care au drum în zonă să petreacă mai puțin timp în mașină. Va fi construit un nou sens giratoriu care va asigura accesul din strada Doamna Stanca în parcarea Shopping City, iar drumul va fi lărgit de la 2 la 4 benzi. Un sens giratoriu exact unde este acum intersecția nouă cu centrul comercial. Până acolo să-l facem pe 4 benzi, ulterior să facem un drum perimetral centrului comercial, să ajungem la viitoarea sală de sport și să facem descărcare tot aici, în breteaua care va descărca în DN1, unde este și cartierul respectiv.